Crezi în România, totdeauna Partidul Social Democrat a venit să pună în valoare poporul român, să pună în valoare patriotismul, vă aduceți aminte și mândri că suntem români, și observăm că PNL-ul îndrăznește să crezi. Noi în 2016, înregistrat la OSIM, noi de o lună de zile folosim, da, noi de o lună de zile folosim sloganul acesta, pliante, pe toate panourile. Diferența pe care am văzut-o îndrăznește să crezi România cu oameni cinstiți. Sau... Da. Da. Adică, ce înseamnă? Dar Gorghiu seară că n-a furat nimic. Nu a furat nimic. Văd că program de guvernare nu se pliază pe ceea ce a spus Julien. Julien l-am văzut într-una din emisiuni și a spus PNL-ul să nu-i mai folosească imaginea. Observăm că nu vine nimeni. Aș vrea o dezbatere de la partenerii noștri, de la celelalte partide politice, pe programe economice. Să înceapă campania, știi cum să fie. Da, dar haide să intrăm cu ele în dezbatere publică din acest moment. Să nu mai vorbim de persoane, să intrăm pe dezbatere publică. Problemele cetățenilor, pe programe economice, pe dezvoltare economică, pe creare locuri de muncă, pe măsuri sociale, pe relaxare fiscală. Ceea ce au făcut și vor să facă în continuare, ceea ce au bun. Pentru că noi venim cu guvernarea 2012-2015. Am promis cetățenilor, am făcut. Am lăsat, când am plecat de la guvernare, am lăsat proiecte începute. Observăm că toate s-au blocat, inclusiv ordinul Ministrului Sănătății de reducerea medicamentelor, absorpția fondurilor europene. Ați făcut apel la formațiunile politice locale să vină candidații la dezbateri publice pe temele enunțate mai înainte și au zis nu? Nu am făcut un apel, dar noi ne promovăm de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, programul economic. Dacă am adus în discuție relaxare fiscală, vă spunem și ceea ce ne propunem. Până în 2018, 18% TVA, da? Știți foarte bine că am avut curaj și chiar dacă unii analiști economici ne-au criticat în guvernarea 2012-2015 cu TVA de la 24% la 20% și 9% la alimente, dar am făcut și am încercat. Chiar TVA-ul la alimente, am spus, vedem primele 6 luni cum se comportă economia și piața și ne-am dat seama că este o măsură foarte bună, pentru că au venit mai mulți bani, ulterior s-a dovedit a fi o măsură bună, sustenabilă și au venit bani și la bugetul statului. 9% TVA pentru publicitate, 0% TVA pentru vânzarea de locuințe. Nu vom mai impozita salariile mai mici de 2000 de lei. Nu vom mai impozita salariile mai mici de 2000 de lei. Salariile medicilor, indiferent de salariu aici, și IT-știlor, indiferent de salariu. La ziariș, nu? Nu vom mai impozita dividende. Acestea sunt măsurile pe care ne le propunem. Toate aceste măsuri au o sustenabilitate printr-o absorpție bună a fondurilor europene cu plată cu veniturile încasate din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. V-am zis, acel fond este, luăm toate companiile de stat profitabile și din obligațiuni, din dividende, reinvestim în agricultură, în industria de procesare a cărnii, de procesare a laptelui, în energie. Prin aplicarea acestor măsuri, peste 1 milion de români vor înregistra o creștere a salariului brut până la 1000 de euro. Și ne propunem să creăm până în 2020 850.000 de locuri de muncă.
Știți foarte bine că toate măsurile pe care le-a luat Partidul Social Democrat în fiecare guvernare, și mă refer la măsurile economice, au avut întotdeauna sustenabilitate. Și dacă ne uităm pe toate statisticile făcute de organisme internaționale, am avut creștere economică. Și bugetul ăsta de unde se mai alimentează? Dacă se reduc 102 taxe, adică se duc așa, nu se mai împărțitează salarii, nu mai știu ce ați mai zis acolo. Bugetul? Fonduri europene. Toate aceste măsuri încurajează clasa de mijloc, încurajează clasa de mijloc, Fondul Suveran de Investiții, o colectare mult mai bună și pe calculele noastre rămâne o diferență dintre cheltuieli și venituri de 0,9% din PIB. Și ne încadrăm și în deficitul bugetar. Am văzut că domnul Dragnea a făcut un calcul pentru bugetul Radio TV socotit pentru 20 de milioane de locuitori ai României, dar România nu mai are atâția locuitori. Poate mai mult. Poate mai mult. Nu are prea din loci. Da. Păi nu, dar e vorba. Dacă în calcul înseamnă, a luat informațiile care sunt la ora actuală la statistică. Dacă de la Institutul Domiciliu Național de Statistică, nu cred că președintele... Bine, dar nu plătește fiecare, se plătește pe familie, acum. Sunt mulți care stau în străinătate, dar figurează aici. Da, și îi plătește papa de la rog. Dar bine. Trimit bani în țară. Bun. Eu ar fi tamut să scot în evidență. Da, nu-și ne arăt.